Pista, după cum îi spune și numele, este o mașină destinată circuitului, stripped out, da? O mașină făcută de circuit, dar cu care poți să mergi și pe stradă. Mașina este senzațională, senzațională este mașina. Pentru circuit, adică nu avem covorașe, nu avem fețe de uși, nu avem mâneri să deschidem ușa, este stripped out. Sunetul este senzațional, gândiți-vă că este un biturbo 720 de cai pe 8. Mașina este senzație, senzație. Este, a fost prima din România, acum mai sunt încă două din câte știu eu, destul de rare și foarte, foarte scumpe, mai ales la mâna a doua. Mașina face 0-100, atenție, în 2,8. Gândiți-vă că un Bugatti face în 2,5 și e probabil de 5-6 ori mai scumpă ca asta. Mașina este senzațională, repet, este una dintre mașinile mele preferate cu care am avut ocazia a doua oară să mă întâlnesc. Este un model de colecție, după părerea mea, pentru că, cum am spus, pista sunt foarte rare, unul la mână și doi. Atunci când mașinile ies la vânzare, sunt foarte, foarte scumpe. Chidem și geamul să ne auzim. Acum dăm o tură prin București, destul de aglomerat, și vrem să vedem și cum se comportă mașina. Se comportă foarte bine, chiar și în trafic. Dacă avem nevoie, joacă puțin și mașina pleacă. E o mașină extraordinară, credeți-mă pe cuvânt. În toate mașinile care le-am filmat, asta este una dintre preferatele mele, cred că în top 3 maxim. E senzație mașina. Totul este stripped out, cum am spus, carbon, nu avem preșuri, nu avem mânere, cum am mai spus, e senzațională mașina. Și gândiți-vă că este o variantă și mai hardcore ca asta, se numește pista Piloti. E puțin mai agresivă, spune, și puțin mai scumpă și puțin mai ușoară. Gândiți-vă că mașina asta este cu 80 de kg mai ușoară decât un 488 simplu, ceea ce este semnificativ după părerea mea. Gata. Mașina a venit cu o cutie cu ambreiaj cu 7 trepte. Mașina are și launch control, bineînțeles. Și credeți-mă pe cuvânt, mașina schimbă insesizabil, milisecunde. Deci pur și simplu, nu știu, spori. Deci mașina zboară când accelerează. Face boost, joacă puțin, bineînțeles, că mașina vine pe semi-slick-uri. După care mașina a sărit ca din praștie. I don't know.
este, cum am spus, de vis. A fost o scurtă plimbare prin București. Vreau să vedem cum se comportă pista în oraș, se comportă exemplar. Poate că este o mașină de circuit. Sper că v-a plăcut, o să mai facem genul ăsta de filmări cu mașini prin oraș să ne plimbăm, nu neapărat cu review. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați. Doar așa am putut să facem mașini ce în ce mai tare. La revedere!